forțe noi, cu forțe proaspete. Da, cu forțe proaspete începem o nouă zi în care exersăm lupta. Exersăm a lăsa binele nostru în favoarea binelui celuilalt. Păi putem? Da. Putem? Aseară mi-am dat seama că, nu știu dacă, că nici eu nu, așa, asta e concluzia zilei de ieri, ca să spun așa, nu știu dacă e neapărat una corectă, că, deci e doar o mutare de atenție, cumva, adică, a te opune egoului are rost în sensul în care îl vezi bine, că dacă te opui lui el începe să iasă așa de acolo și să-l vezi. Și da, adică îți faci niște mușchi în a reuși să-ți muți atenția de pe el, pentru că dacă este un ego dolofan, el va trage cu tinții spre binele lui. Da. Dar el, dragul de el, nici nu știe că bucuria aia pe care o caută el nu e acolo unde crede el. Da. Și aseară, de exemplu, au fost momente în care, în mod normal, eu aș fi reacționat, adică aș fi fost un pic mai învolburat așa cu copiii și imediat am văzut, zic, stai, adică am văzut foarte repede că îmi caut binele, hop, stai puțin, hai să vedem care e binele ei, care e binele lui, care e binele... Și deși aseară ne prinsese o oră înaintată și o pusesem la culcare dintr-un motiv pe care nu-l înțeleg, cumva s-a trezit, deși era târziu, sau mă rog, poate că nu a dormit suficient de adânc, s-a trezit, a început să ceară chestii, eu eram, mă rog, acest ego, credea el că e foarte obosit, și l-am dat, am zis, ok, unde-i binele aici, a cărui bine îl caut eu în momentul ăsta, acest eu, da? Ce bine căutam acum? Păi, ia să vedem. Dar știi cum? Pe moment așa. Și am căzut. Mi-am mutat atenția efectiv pe binele ei, nu pe binele meu. Și asta cu plăcutul. Ați place sau nu-ți place ceva, tot despre binele personal este. Exact. Și încă am o reținere, cum să spun, încă dacă e să vorbesc cu cineva și să povestesc despre viața acestui eu, spun, domne, mi-ar cumva, mi-ar plăcea, că na, asta e faza, să fie ceva mai puțină ordine, nu să fac mai multă ordine, adică n-am o problemă cu făcutul, dar ei fiind mici și, de exemplu, fiind și spune cu subiect și predicat, mie îmi place dezordine. Da. Și sora mea îi spune mamei mele că ea iubește dezordinea. Este unbelievable. Da, pentru că mama mea este în aceeași situație în care sunt eu acum, în sensul în care oricât ar face, oricum ar... Și, na, în casă la ea sunt totuși acum majoritatea sunt... Da, sunt doar adulți, știi? E o cooperativă, muncă în zadar, deci nu... Da, și aici, mă rog, de să spun că încă mai e ceva de lucru și... Mă rog, încă observ chestia asta, că imediat cum zic nu la ceva sau aia nu-mi place, sau chiar dacă nu e verbalizată sau nu e vizibil că mă opun la ceva, imediat îmi vine să umplu spațiul ăla cu ceva care îmi place. Și asta poate să însemne nu neapărat ceva de mâncare care îmi place foarte mult, ci pur și simplu ceva de mâncare. Sau mai am chestia asta, de exemplu, acest eu acum încă într-o chestie. De exemplu, după ce a dormit bebelușa, are așa un soi de parcă zici că până atunci a tras din greu și... deci acolo, dacă gândești așa că a tras din greu, încă e o oarecare rezistență, că altfel nu simte greu. Dacă n-ai rezistență, nu simți greu. Da, deci... Da, încă bâșbuie așa, pendule, să zicem așa, între...
ce vrea ego-ul și ce și binele celuilalt. Că de fapt asta e toată treaba. Ego-ul este ce ne spuneai tu de atâta ori, dar cumva parcă nu-l vezi dacă nu ești foarte atent o perioadă îndelungată. Ne spuneai că ego-ul este fix binele tău. Exact. Așa este. Odată ce vorbeam și cu faza că a plecat soțul la petrecere, odată ce tu, ca eu, te preocupi de binele tău, asta înseamnă că tu excluzi binele celuilalt. Exact. Și ai căzut din rai. Exact. Acum, eu nu știu, dacă neapărat pe termen lung este eficient să te opui, că vezi, ce asta e o opoziție, să te opui ego-ul în care să faci o acțiune din treaba asta. Și e posibil, că am văzut că tu, adică mi-ai dat thumbs up, sau cum se numește, e posibil, de fapt, toată treaba este să muți atenția în momentul respectiv. Să muți atenția, adică dacă, să zicem că tu ai vrea ca, eu aș vrea ca mijlocia să doarmă și să, cumva, să fiu mai liberă în momentul respectiv, e clar că sunt cu atenția pe ce vrea ceteu. Dar dacă eu în momentul ăla mut atenția, ok, hai să vedem ce vrea ea și cum să vin în sprijinul ei și cum să mă dăruiesc ei, atunci nu știu dacă cineva poate să fie atent și pe el și pe binele celuilalt, dar mie deocamdată eu n-am văzut că se poate treaba asta la mine. Să fie atent la ambele, și la binele eu-ului în sine și la binele celuilalt. Dar eu am observat că nu se poate, decât ori una ori alta. Exact. Ca în Biblie, zice, nu poți să slujești la doi stăpâni. Ori la unul, pe unul îl vei neglija. Ah, ok. Exact la așa zice. Da, și asta este cel puțin așa de câteva zile de când am prins un pic mai bine ideile astea. Ar fi lucrul ăsta, da. Acum, da. Vrei să zici ceva, Marit? Nu, și poți? Da, poți. Poți că știi ce se întâmplă? Nu intri într-o opoziție cu nimica. Deci tu când faci chestia asta, tu practic nu intri nici în opoziție cu eu-ul tău, ci pur și simplu îți muți atenția pe binele cuiva sau al unei situații, nu știu. Binele cuiva în mare parte. Da. Și poți, dacă, mai ales dacă iubești sau mai ales... Da, dacă, poți. Poți că nu e ceva, adică nu te opoziția e ceva greu, am observat eu. Te opui e ceva greu. Dar dacă te duci cu dragoste spre ceva, asta nu e ceva greu, mai ales că are o dulceață lucrul ăsta. Și odată ce te duci spre binele cuiva, lucrul ăsta vine cu o bucurie acolo. Deci nu e... Da, asta înseamnă să slujești. Da. Și da, poți? Poți? Da, poți. Poți. Dar oamenii de ce fug de slujire? Am învățat. E atât de înrăginată chestia asta. Nu știu, ori am învățat, ori vin cu ea. Nu știu, nici eu nu știu. Că, cum spuneai tu la un moment dat, cineva îți spune că ești Ion și, pe urmă, cumva... Nu știu, Ion ăsta prinde un contur destul de puternic și începe să să-și caute binele cumva, dacă e separat, dacă el se vede separat sau, mă rog, foarte separat, așa. Că până una alta, chiar și dacă slujești, adică cumva, nu știu, cel puțin mie deocamdată nu știu, de fapt nici nu știu, trebuie să fiu atentă, dacă cum spui tu, că nu te mai vezi niciunde. Nu știu, nu, noi te n-am fost atentă la chestia asta, dar eu când vorbesc acum cu tine, eu știu că eu sunt eu și tu ești tu. Da, în momentul în care slujești pe cineva, nu mai existi tu. Nu știu, că uite, nu am fost atentă, să fiu atentă, nu știu. Când ai grijă de copii, tu nu mai ești acolo, nu te mai aperi. Când nu te aperi, tu ai dispărut, eu a dispărut. Da, faza e că această dăruire trebuie să fie din aceea completă, că dacă eu cu un pic de rezistență,
gen știi tu că trebuie să faci, știi tu că e binele spre ei, că dacă e binele lor e și binele tău, acolo încă e rezistență, deci trebuie dusă dăruirea asta la nivel de artă, așa, nu știu cum să spun acum. E prin repetiție, prin când faci asta tot timpul, toate situațiile, atunci te obișnuiești și... Da, asta e. Dispare rezistența. Da, da, așa este. Uite, mă uit la, apropo de... uite, mă uit și la mama mea, de exemplu. Ea, din fericire, are și multe programe egotice, mai ales cele care țin de imagine, de adică, mă rog, în sfârșit, dar are și, vezi că faptul că a fost prima din 13 copii, lucrul ăsta ei a dat o... ea nu consideră că munca e ceva... sau efortul pentru ceilalți că e ceva greu. Și atunci, pentru ea, când se implică în binele celuilalt, pentru ea nu e greu. Dar dacă în capul tău este că, oh, ce greu e, ce neplăcut e, ce dificil e și chestii de genul ăsta, bineînțeles că atunci te trage ego-ul ăla care își caută binele. Dar dacă ești învățat cu efortul, acolo poate că e mai ușor să te duci spre binele celuilalt. Poate că e un efort inițial mai mititel. Nu știu, cred. Adică, nu știu, așa ar fi, așa ar reieși. Da, asta am observat. Adică nu cred, nu știu, poate îmi spui tu că nu cred că e o problemă, de exemplu, la un moment dat după ce slujești, dorm toți copiii să mănânci și tu. Că și acolo la un moment dat eu zic, bă, dar dacă îmi caut binele aici, dar poate că e ok să mănânci totuși sau ceva după ce... Ieri, de exemplu, nu știu cât era, cred că era 2-3. Și deși ciugulisem eu ceva între timp, de mâncat așa mai... mâncat, nu ciugulit, da? Cred că pe la... nu aduc aminte. Cred că undeva pe la 2-3, ceva de genul ăsta. Și am lăsat bebelușul, adică am... s-a culcat bebelușul, mijlocia avea ceva de făcut pe aici. Și am mâncat, știi? Și acum eram, oare îmi caut binele acum? Bine, cred că era și chestia asta, dar până unde te duci cu... Deci mie mi-e clar, trebuie să muți. Deci vine mijlocia, lași tot mâncarea, scui mâncarea din gură, nu știu, lași tot ce e de lăsat și te duci și vezi ce vrea, asta e clar. Că muți atenția de pe tine, ce vrei tu acum? Vrei atunci, vrei să stai, vrei să mănânci, vrei să whatever, nu mai vrei. Și te duci spre, da, și te duci spre ea, pur și simplu. Deci mută atenția de pe tine pe ea. Fără să faci, cum să zic, o muncă de luptă cu tine, ca să zic și așa. Și a intrat în divin. Ai intrat imediat în divinitate. Oricum, deci te prinzi că vine cu o dulceață chestia asta. Dulceața asta bănuiesc că e acest divin. Vine cu o bucurie, cu o căldură. Vine cu ceva chestia asta. Deci dăruirea asta are o... Răsplată. Da, deci nu e chin, ca să zic așa. Adică când ajungi să o faci, îți dai seama că e frumos. Da, așa. Adică fără să fie un război acolo. Adică ideea este că dacă tu intri în pace cu... Bine, nici nu vreau să pot. Ideea este să nu intri în război cu ceva, nu măcar cu tine. Da. Cum se pare? Așa este. Ah, ok. Da. Nu știu. Nu știu de ce ajungem așa. De ce ajungem așa oare? E normal sau... Bine, de fapt, ce să spun că e normal? E normal că dacă am ajuns așa, înseamnă că am găsit Dumnezeu așa. E jocul lui și aia e. Sigur. Dar și până la urmă tot el reușește să și iasă din chestia asta, că de multe ori când mă gândesc, adică îmi vine ideea asta că, domne, nu știu, nu le înțeleg, nu reușesc, nu știu ce, pe urmă stai și mă gândesc, stai puțin că totuși e jocul lui și trebuie să fie totuși simplu. Tu deseori spui că e simplu, tu de ce le vezi simple? Pentru că sunt binare, sunt... Când nu e minus, e plus. Când e plus, nu e minus. Ok.
ok. Că asta la un moment dat știi că ziceam și eu 0-1. Că ori aia, ori aia. Nu merge să fie și aia, și aia. Sau cel puțin n-am experimentat eu încă treaba asta, dar uite, spui și tu că ori e atenția pe tine, ori e pe celălalt. Da, acum mai contează și subiectul, că hai că eu sunt acum, cum spuneam, universul meu este aici, soțul, copii și câțiva vecini, dar depinde foarte mult și subiectul, cât de, că na, față de familia ta trebuie să fie ușor să te lași. Da. Dar Marius, dar nu știu cum să vreau să formulez propoziția în așa fel încât să fiu când vezi că ceilalți nu au ceilalți oricum care ești tu, deci clar că ești vin pe rezonanță cu tine, reflectă faptul că tu nu ai însușiri divine, da? Dar, mă rog, să zicem că nu-ți dai seama sau pe loc sau nu știi. Cum ștergi chestia asta? Adică, bine, acolo clar că sunt niște așteptări, știi că poate doar așa să știi că e divinul și acolo. De exemplu, mă mai întâlnesc cu vecinul acela care știi povestea cu fiica, cu faptul că i-a spus fiului să arunce cu nisip în fiică. Și pot să spun că încă am așa undeva există ego, că acum că v-am văzut, în care o reținere așa, adică îl salut pe om, dar are un, știi, a pus așa un fel de etichetă pe om, omul ăla e ăla care, știi, n-are însușirile divine, știi? Aș vrea să scap de chestia asta, știi, să sper să nu mai există această strângere de inimă, știi? Oare cum ar trebui să abordez povestea în așa fel încât să această strângere de inimă, adică această etichetă, nu știu, resentiment pe care îl am în legătură cu această persoană să dispară, adică ai înțeles. Să înțelegi că este Dumnezeu care ia un rol și că în fața lui nu poți decât să te supui, deci nu există rezistență, nu poți să spui că ceva e rău. E Dumnezeu, deci despre Dumnezeu din fața ta, indiferent cine este, nu poți să spui că nu face bine ceva, că e rău, că nu e în ordine, că nu e adevărat, că nu trebuie să fie așa, nu poți să spui nimic. Iar dacă el se comportă într-un anumit fel neplăcut, se comportă cu ceva din noi. Deci el ne arată că e ceva în noi, o rezistență, o nemulțumire, lucruri. Și îți vine, învață în modul acesta, tu dacă n-ai avea nemulțumiri, ai un eu care se apără. Da, corect. În momentul în care faci totul pentru celălalt, se pierde eu ăsta. Și atunci oamenii nu te mai pot deranja. Același om o să vezi că se va purta altfel cu tine. Pentru că nu mai are ce să scadă la tine. Da, în faza aia, de exemplu, nici nu știu cum ar fi să... De exemplu, mă rog, omul, nu știu, deci clar de ce am făcut așa, pentru că atunci am judecat, am considerat că chiar am verbalizat că ceva mai bun decât altceva, știu toată povestea. Și omul a reacționat așa. Sunt sigură că dacă eu nu aș fi spus lucrurile alea, nu le-aș fi susținut, sigur, omul n-ar fi făcut lucruri respectiv. Așa este. Dar... asta cum îți spuneam eu că în general, adică la există componenta asta fică și tu ai spus că este și acolo îmi caut binele. Aici, la mine aici este faza, știi că cumva am tendința să în multe puncte eu zic că undeva zic că e ceva rău, asta e clar, acum vorbim cu tine, vezi că de multe ori e doar o senzație așa, știi, trec pe lângă vecinul și am așa o
un soi de resentiment, știi? Și nu știu să pe loc sau poate singură nu am răgază să le descompun lucrurile astea cumva, să văd unde zic că e ceva și de ce, știi? Și unde se apăr. Știi ce zic? Pe da. Baby. Da, da, baby. Că toate lucrurile astea de care, pe care ți le spun ție, știi cum fac înainte să mă ia somnul, stau și mă duc cu mintea la ce s-a întâmplat în timpul zilei și descompun puțin lucrurile, pentru că programele, adică acest ego, are o viteză extraordinară, știi, și de multe ori tu simți doar concluzia, simți doar o emoție, o, nu știu, o, și nici nu știu ce te lovește, știi? Și atunci, cel puțin în cazul meu, e necesar seara să stau puțin să decantez lucrurile, știi? Ca să ajung să înțeleg unde pe unde sunt pe drumul ăsta, știi? În povestea asta lui, pe unde mă aflu? Da. Da, aș vrea cumva să dau să stăruie puțin pe povestea asta, să înțeleg unde, faza e că eu pun o etichetă acolo, eu îi atașez de el o poveste, cum că el e un om rău, care face, mă rog, are idei de-astea, care nu-s divine și... Deși eu am trecut, cum să zic, dar încă mai era acolo o chestie, încă mai e acolo o chestie, știi, adică nu e ca și când stau să... Dar mai era un fir de ceva și... Pentru că apare componenta asta a copiilor, știi? Că nu știu câteodată să despart faptul că eu le vreau binele lor cum ar veni, de binele meu, știi? Adică cred că și dacă era alt copil, fiimea tot așa mi se părea, tot așa gândeam că e fiimea, știi? Dacă vedem că face asta cu alt copil. Nu o să cauți binele. Da. Știu, dar ulterior, de exemplu, treci pe lângă un om și ai un referiment, nu mai cu vecinul acesta mi s-a întâmplat, mi se mai întâmplă și cu alți oameni care... Deci nici n-am de-a face cu ei, știi? N-am de-a face cu ei. Și la un moment dat intri într-o discuție. Și rămâne așa un soi de resentiment față de persoanele respective, deși nu am nici ocazia să le fac un bine, n-am, știi ce spun. Dar rămâne în mine sămânța asta de neiubire, cum ar veni, că nu e o iubire acolo dacă există un soi de resentiment. Știi ce spun? Da. Că, na, uite, cu fiica e simplu, sau cu copiii, sau cu soțul, mă rog. Măcar am cu cine să lucrez, ca să zic așa, am pe cineva să mă las, nu-mi caut binele, acționez, fac niște, nu știu, mult chestii de colo, colo, în sfârșit. Dar sunt situații de astea în care, uite, eu în mine zic că nu e bine, că undeva Dumnezeu a făcut o greșeală, când el de fapt nu face nicio greșeală, doar îți arată ce știu că tu probabil altfel nu te prinzi, că bați câmpii. Și adevărul ăsta era, că dacă el nu făcea chestia, eu nu mă prindeam, că nu stăteam eu să mă uit, ia să vedem ce am făcut, ce am judecat, ce am... Mă aduceam la vale. Da, el de fapt a făcut un bine, deși pare că a fost ceva nedivin, el de fapt a făcut un bine. Cum zicea și doamna Simina, că nu există rău, există... Dar bine, nu a făcut un rău așa, nu s-a întâmplat nimic rău, dar a rămas acolo o concluzie, știi? Da, asta e. Eu știu ce am să-ți mai spun, pur și simplu doar... Acum... Pun în practică și unde m-am potmolesc sau și le descompun, mai pun câte o întrebare. Bine, atunci vorbim. Mersi, Marius, mersi mult. Bine, mersi, papa.